Mă gândeam că nu ne așteptați. La ce vă așteptați astăzi? Să fiți eliberat? Da, sigur. Sunteți nevinovat? Da. Atunci când a fost adus la parchet, primarul din Peștișani a sperat să-i convingă pe procuror să-l lase în libertate și să nu-l mai prezinte în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. La ieșire a fost la fel de comunicativ. Ce v-au mai spus acum? Nu mi-au spus nimic, doar ce-am mai spus eu. Dar cum comentați cele patru acuzații? Două de abuz în serviciu, una de neglijență și una de luare de mită. Nu le comentez acum. Ați luat mită? Nu. Dar ce legătură au toate aceste infracțiuni? Sunt persoane diferite. Diferite, da. Mergeți la instanță, ce sperați? La sediul tribunalului Gorj l-au așteptat cei din familie, dar și câțiva localnici. O femeie a fost la un pas să leșine de supărare că-l vede pe Edil încătușat. Soția a apucat să-i spună doar că-l iubește. Lidia Pavel crede că soțul său a ajuns în arest la comandă politică, imediat după alegeri. Nu suntem nici avuți, cum s-a dat în presă. Deci este, noi locuim în casa părinților, care este o casă de 100 de ani. Ducem o viață modestă, plecăm o singură dată pe an la mare, pentru copil. Mai mult, ne chinuim să construim o casă de 7 ani, deci este strict legat de alegeri și să sperăm că totul va fi bine. Soțul meu e un om deosebit. Primarul reținut aseară a avut un mesaj și pentru cei care l-au ales din nou în funcția de primar. Să stea liniștit că mă întorc. Procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore pentru două infracțiuni de abuz în serviciu, una cu consecințe deosebit de grave, neglijență în serviciu și luare de mită.